Marina Tauber a primit ieri 29 septembrie listele electorale pentru a colecta semnăturile necesare pentru a putea candida la funcția de primar al municipiului Bălți. Magistrații au respins cererea de chemare în judecată depusă de Tauber pentru că dreptul pretins de aceasta a fost remediat până la expunerea instanței. Asta după ce acum câteva zile Curtea Constituțională a suspendat articolul potrivit căruia ex-membrii partidului politic Șor nu vor putea candida la alegeri. Se respinge cererea contestației de chemare în judecată înaintată de Tauber Marina împotriva Consiliului Electoral, circumscripției electorale municipale, Bălți numărul 2, privind anularea poului administrativ și obligarea la acțiune. Hotărârea este definitivă și executorie din momentul pronunțării, se poate fi atacat cu apel la Curtea de Apel. Hotărârea aceasta nu influențează înregistrarea mea și toate procesele care au fost pornite de ieri, de colectarea semnăturilor și etc. Dar desigur că avem nevoie de această hotărâre ca să lucrăm cu cazul acesta mai departe, inclusiv și în instanțele internaționale și în ședință din data de 3 octombrie, care o să aibă loc la Curtea Constituțională. Președinta Consiliului Electoral de Circumscripție Bălți a explicat că cererea de chemare în judecată a fost depusă nu pentru ca Tauber să fie admisă în cursa electorală, ci pentru ca să îi se elibereze listele electorale. Cererea care a fost depusă este pentru a fi eliberate listele de subscripție, nu pentru a fi înregistrată. Și reieșind din faptul că avem la bază hotărârea Curții Constituționale, precum și articolul 16, alineatul 2, litera E din codul de electoral, eu n-am putut să recurg la alte măsuri. De asta și s-a primit răspunsul care a fost dat unui Tauber. Amintim că Curtea Constituțională a suspendat pe 28 septembrie prevederile articolului 16 aliniatul 2 litera E, potrivit căreia persoanele care sunt membri ai organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, precum și persoanele care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional, nu vor putea candida la alegerile generale locale din această toamnă pe o perioadă de 5 ani.